Bun găsit! Sindicatele așteaptă rezolvări din partea guvernului cu privire la problemele care au fost ridicate și în cadrul Consiliului Național Tripartit. De altfel, cei de la Ministerul Muncii au explicat în nenumărate rânduri că s-a ajuns la un consens pe tema legii pensiilor și urmează să mai fie făcute o serie de modificări, spre exemplu, în legătură cu acest stopaj la sursă, în cazul în care angajatorii nu vor da banii mai departe, urmează să fie considerată faptă penală. Acest lucru ar putea să fie eventual rezolvat în Parlament prin modificarea unei ordonanțe de urgență, ordonanța 79. De asemenea, urmează să fie făcută o serie de modificări în ceea ce privește nivelul pensiilor, evident după anul 2022, în condițiile în care urmează să fie aplicată treptat noua lege. Ea va fi ulterior, din anul 2021, anual indexată cu rata inflației potrivit reglementărilor în vigoare și va mai fi dat încă un procent de aproximativ 2%, astfel încât să fie luat în calcul o eventuală rată de inflație negativă, mai spunea ministrul Muncii Ilie Olguța Vasilescu după Comitetul Executiv al Social-Democraților. Vorbim de o serie de modificări care urmează să ajungă, cum spuneam, pe masa Parlamentului, în condițiile în care guvernanții și-au propus ca termen de maximum 3 luni ca această lege să fie aprobată de legislativ. Sindicaliștii cer imperativ schimbarea textului. Pensia ți-o determin pe baza contribuției datorată și plătită. În caz contrar, avertizează ei, sute de mii de români se vor trezi cu o pensie foarte mică. Este vorba de acei angajați ale căror contribuții nu au fost plătite de angajator. Să corectăm în codul fiscal, să încadrăm reținerea la sursă și nevirarea sumelor de bani, care nu mai sunt banii patronului, sunt banii omului. Da? Să o catalogăm ca infracțiune. Dacă se aplică această teză, discutăm de mii, de zeci de mii de salariați din România care după intrarea în vigoare a legii vor ieși la pensie și care se vor uita în spate și vor vedea că angajatorul lor n-a plătit nu un an, doi, trei, cinci, zece, 20 de ani n-a plătit contribuție la pensii. Pe de altă parte, Bogdan Hosu, președintele Cartel Alfa, este de părere că sancționarea chiar și cu închisoare a angajatorului care nu a plătit contribuția la pensii nu rezolvă situația viitorului pensionar. Cerem ca practic să se ia în considerare numai perioada vărsată cât este salariat, iar problema recuperării să rămână problema statului. Nu este singurul punct criticat din atât dezbătuta lege a pensiilor. Specialiștii atrag atenția că românii care au intrat în câmpul muncii imediat după 1990 s-ar putea trezi cu o valoare a pensiei foarte mică. Da, putem să avem în vedere că o parte importantă dintre viitorii pensionari se vor situa spre nivelul pensiei minime. Generația dumneavoastră are o situație salarială foarte dezavantajoasă cu fluctuații mari. Între critici se regăsește însă și o laudă, care vine din partea studenților. Pentru prima oară, legea pensiilor prevede luarea în calcul și a perioadei de studiu.